Aș vrea să încep prin a spune că acest roman, care a apărut în Italia în anii 2015 și care s-a bucurat de succesul pe care ați auzit, s-a datorat calității lui în primul rând, dar și unui descoperitor. Cartea, romanul este apărut la editura Longanesi. Longanesi este un editor care în anii 30-30, decenul 4, scotea o revistă extraordinară denumită Omnibus, în care a lansat nume foarte mari din literatura italiană și care s-a deschis pentru prima dată unui tip de revistă care după aia avea să fie preluată și cunoscută în toată Italia, adică săptămânalul ilustrat cu și plin de informații de toate felurile, inclusiv, evident, informații culturale. Pentru anii 40, această revistă Omnibus a fost gura de aer, cam cum era la noi secolul 20, să spun, da? Tipul de revistă care deschidea Italia sub fascism literaturii occidentale. Editura Longanesi a fost o editură și este o editură care descoperă talente și Marone este unul din talentele care a fost descoperit de Longanesi. Vreau să spun că în România același lucru se întâmplă cu editura Humanitas și mai ales cu colecția în care apare cartea, este vorba de Raftul Denisei, pentru că Denisa Romanescu, în afară că este un editor impecabil, este un mare descoperitor de cărți de foarte bună calitate și de mare succes în toată lumea pe care le aduce la noi. Și sunt foarte bucuroasă de această posibilitate de a oferi publicului român un roman care e foarte proaspăt, dar care deja are un public internațional cu totul deosebit. De urmă aș porni un pic de la această copertă. Coperta este foarte inspirată, aș zice că coperta cu Humanitas este mai inspirată decât cea originală italiană. În această copertă vedem un bătrân cu spatele care se sprijină în baston și care se îndreaptă spre un orizont nelimpede. Este un orizont mai degrabă deschis, dar care are o culoare totuși plăcută, care te face să te gândești la lucruri frumoase. În fața lui se află ca un soi de miraj o tânără femeie. Într-un fel, titlul volumului și această ilustrație sunt chintesența acestui volum. Volumul vorbește despre bătrânețe, despre familie, despre relațiile intime ale unui om bătrân cu propria sa familie și cu cei care îl înconjoară în blocul în care locuiește. Romanul este scris la persoana întâia, noi asistăm la un monolog al acestui bătrân și este un bătrân mai degrabă cinic, ironic, care își analizează propria sa existență și existența celorlalți cu multă luciditate, cu ironie și însă cu o sensibilitate deosebită. Lumea în care el trăiește este aparent limitată. În jurul lui se mișcă câteva personaje tot bătrâne, care fiecare are propria sa istorie și fiecare vine în roman cu un mini-roman al experienței acestor oameni. Aparent este o lume foarte restrânsă pentru că protagonistul, care este o ființă care într-un fel și-a ratat existența, adică toată vremea a făcut alegerile mici, nu alegerile mari ale vieții și acum la bătrânețe își dă seama de aceste continue mici ratări care au fost existența lui. Dar își dă seama și că bătrânețea are un foarte mare avantaj, că poți să-ți
să faci ceea ce îți dorești în viață. Nu trebuie să mai faci impresie bună altora, trebuie să trăiești așa cum îți vine și să te bucuri de ceea ce viața îți aduce zi cu zi. În această lume, care e o lume restrânsă a blocului, a unor oameni cu care el trăiește alături de ani și ani de zile, se introduc treptat din amintirile lui o seamă de alte personaje care au creat constelația existenței lui precedente. Soția lui este văduv de 5 ani, soția lui care a murit și e o soție cu care el a avut niște relații care nu au ajuns să fie cu adevărat în profunzime și acum își dă seama de lucrul ăsta. Și femeile pe care le-a invit și care i-au fost inaccesibile. Și fiecare a existat, a dus cu ea o poveste și o poveste care totodată este o poveste de neîmplinire, de ratare, dar și de dulceața și nostalgia unor amintiri frumoase din tinerețe. În această atmosferă mai degrabă închisă, care corespunde și colaborează prea puțin cu orașul din afară. Repet, autorul e interesant în toată treaba asta, că autorul e un autor tânăr, el are 44 de ani, dar el creează un personaj extraordinar de credibil și de sensibil, care are mult mai mulți ani decât experiența reală a autorului. Acest personaj trăiește în această mică lume a blocului și a relațiilor în care el își construiește o viață comodă, plăcută, ironică și extraordinar de confortabilă. Apare un nou locatar, care locatarul ăsta aduce cu el o tragedie. El se implică încet, cu oarecare timiditate în această tragedie, dar această tragedie îl marchează foarte tare. Eu nu vreau să vă povestesc tragedia, pentru că tot romanul este extraordinar de frumos scris, extraordinar de plăcut scris, foarte frumos tradus. Și asta ar trebui să o descoperiți dumneavoastră citind cartea. Dar important este că în fața acestei tragedii care se petrece în bloc alături de el, el își dă seama că participă sufletește foarte tare, motiv pentru care face și un infarct. Iar la sfârșit, noi asistăm la intrarea lui în sala de operație, neștiind dacă din acea sală de operație el va ieși viu sau nu va mai ieși. Și în acel moment în care el se pregătește de operație, în care și-a revăzut toată existența, relațiile cu copiii lui, relațiile cu vecinii lui, relațiile cu fostele iubiri, adică își face o mică trecere revistă a întregii lui existențe, își dă seama atunci, mergând spre sala de operație, că de fapt această viață care părea o înșiruire de mici eșecul, are în față, are în ea și are în fața lui pe ceva care este de o mare frumusețe, și anume plăcerile mici de fiecare zi ale fiecăruia. Și aici aș vrea să vă citesc, câteva fragmente ca să vedeți un pic cum se construiește personajul și la sfârșit să vă citesc și cum vede el aceste micile plăceri ale vieții în momentul în care este dus cu tanca spre sala de operație. Cartea începe, sau relativ la început, ne spune un pic felul în care el încearcă să se instaleze confortabil în bătrânețe. Spune așa: cine se plânge de bătrânețe e nebun. Ba nu, ori, mi se pare mai potrivit. Unul care nu vede la o palmă de propriul nas, pentru că nu există decât o singură alternativă și nu mi se pare că doi
alternativa, evident, e moartea. Așa că faptul că am ajuns până aici e deja un mare noroc. Dar lucrul cel mai interesant e, cum spuneam, să poți să-ți permiți să faci ce vrei. Nouă bătrânilor ne e permis totul. De exemplu, un bătrân care fură într-un supermarket e privit cu candoare și compasiune. Dacă însă hoțul e un tânăr, e considerat în cel mai bun caz un nemernic. În sfârșit, într-un anumit moment al vieții, ți se deschide o lume până atunci inaccesibilă, un loc magic, populat de persoane amabile, grijulii și binevoitoare. Și totuși, lucrul cel mai prețios care se picerește la bătrânețe e respectul. Integritatea morală, solidaritatea, cultura și talentul sunt nimic în comparație cu pielea zbârcită, pesele de pe față și mâinile tremurinte. În orice caz, sunt un bărbat respectat și să știți că nu e puțin lucru. Respectul e o armă care permite omului să ajungă o țintă pentru mulți de neatins, să facă cu viața sa ce vrea. Mă numesc Cezare Anunțiata, am 73 de ani și timp de 72 și 111 zile mi-am aruncat viața la gunoi. Apoi am înțeles că a venit vremea să folosesc considerația câștigată pentru a începe să mă bucur cu adevărat de viață. Și el, într-adevăr, încearcă să se bucure de viață, dar în această bucurie se reîntâlnește cu copiii lui, care sunt niște copii mari, care sunt niște adulți care au probleme, se confruntă cu aceste probleme, aparent vrea să rămână oarecum exterior, dar în realitate se implică în aceste probleme, le judecă și sufletește să reapropie de copiii lui acum la bătrânețe, așa cum l-au făcut mai devreme. Și aș vrea să vă citesc cum aș vrea să vă mai citesc câteva. Partea dintre altele, adică acest monolog al protagonistului, are și un farmec deosebit pentru că el este presărat cu niște mici cugetări care sunt, să spunem, fac parte din banalitatea necesară a gândirii noastre, mai ales în momentul când ne facem bilanț. Și aș vrea să vă citesc câteva din aceste mici gândiri care apar presărate în carte. Orașele mici sunt la fel de populare. Viața terestră ar trebui să fie ca o călătorie în Orient, o experiență care ne deschide mintea și ne face să devenim niște ființe speciale. Dar se întâmplă exact invers. Suntem scoși afară din gaura neagră atunci când suntem inocenți și suntem vădeți în sicriu după ce am făcut o mulțime de porcării. Am impresia că în timpul în care rămânem pe pământ, ceva nu funcționează cum trebuie. Sau alta. Nu știu dacă aș fi putut, de că există un moment în viața lui în care trece în... își trece în experiență prin memorie diversele alegeri greșite pe care le-a făcut și la un moment dat se îndrăgostise de o literatură și se gândea că poate fericirea și adevărata menire ar fi fost să fie livrat. În realitate n-a fost asta, a ales să fie contabil, o meserie care nu l-a satisfăcut niciodată. Și spune așa, nu știu dacă aș fi putut deveni livrat, știu însă că în viață auzi uneori un clopoțel lângă ureche. Poate că să se întâmple în fața unei femei, într-un loc anume, în timp ce faci ceva care îți place. Uite, dacă ar trebui să-i dau un sfat nepotului meu, Federico, un singur sfat, ar fi acesta. Atunci când auzi clinchetul clopoțelului, ridică-ți capul și ciulește urechile. Ești în fața uneia din acele cosituri invizibile și te asigur că e suficientă o clipă pentru a greși drumul. V-aș mai citi puțin, mai aveți 2 minute, dacă sunt 3 minute atunci, v-aș citi din ultima parte, atunci în care el, fiind cu infarctul grav și intrând în sala de operație, dus pe targă,
face ultimul bilanț. Și ultimul bilanț arată așa. Îmi place mirosul copiilor de-abia născuți și muzica îndepărtată a unui pian. Îmi place zgomotul pietrișului îmbrăcat în picioare și drumurile care se întind ca niște torente prin pregătire. Îmi place Vezuviul care mă face să mă simt acasă. Îmi place să învârt picioarele sub nisip. Îmi place fotbalul duminica după amiază, parfumul unui săpun nou, geamurile abuzite în zilele reci. Îmi place când o femeie spune te iubesc cu ochii. Îmi place cum trezesc castanele puse pe jarate. Îmi place liniștea unor sări de vară și zgomotul valurilor noaptea. Îmi place ciripitul din fața ferestrei, apa care scaldă picioarele și îmi place să simt sub degete scoarța unui bătrân măslin. Îmi place mirosul coșurilor de fund când mă plimb pe străzile unui sat de munte. Îmi plac pastele făinoase făcute în casă și desenele de pe ziduri. Îmi place mirosul de balegă de pe un câmp ud. Îmi plac limburile de lemn. Îmi place ca cactusul care știe să se adapteze și susurul unui zbor ascuns. Îmi place cuopo, care e o mâncare de-a lor, cu pește fript vândut în fața galeriei lui Dante. Îmi place parfumul din părul femeilor și așa mai departe. Practic, ultimele patru pagini sunt presărate de aceste plăceri mici ale vieții, care țin de senzație, dar țin și de sentiment, țin și de o anumită viziune a lui, pe care el și le perindă în minte ca să-și dea seama, acum când intră în operație, că viața a meritat să fie trăită, că merită să fie trăită și că există totdeauna o speranță, pentru că în fiecare din noi există, așa cum spune titlul, tentația de a fi fericit. Vă mulțumesc!